La noapte cerul va avea norări în majoritatea zonelor, în nord, nord-vest și centru precipitațiile, în general slabe, se vor transforma și în lapoviță sau ninsoare. În sudul și estul teritoriului, ploile ce vor avea și caracter de aversă se vor semnala local. Vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 50-55 de km pe oră. Temperaturile minime în continuare peste mediile climatologice vor fi cuprinse între 0 și 10 grade, cu valori ușor mai scăzute în dealurile de vest. Izolat și trecător, va fi ceață. În București cerul va avea norări și vor fi ploi ce vor avea și caracter de aversă. Vântul va avea intensificări temporare de până la 40-45 de km pe oră. Temperatura minimă, cu mult peste cea normală la această dată, se va situa în jurul valorii de 8 grade. Mâine, deși în scădere față de ziua precedentă, valorile termice se vor menține peste cele normale pentru prima decadă a lunii februarie în cea mai mare parte a teritoriului. Înorările vor fi persistente în nord, nord-vest și centru, unde local vor fi precipitații slabe, mixte, în timp ce în restul țării cerul va fi temporar noros și va ploa slab, cu precădere la începutul zilei în sud-est. La munte vor fi ninsori, iar vântul va avea intensificări cu rafale de peste 70 de km pe oră, iar pe creste 90 de km pe oră, viscolind sau spulberând ninsoarea. Vor fi condiții de polei. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 2 și 12 grade. În capitală, deși în scădere față de ziua precedentă, valorile de temperatură se vor menține peste cele normale pentru prima decadă a lunii februarie, astfel că maxima va fi de 11-12 grade. La munte cerul va fi mai mult noros și va ninge pe arii extinse cu precădere în cursul zilei. Vântul va avea intensificări cu rafale de peste 70 de km pe oră, iar pe creste 90 de km pe oră, viscolind sau spulberând ninsoarea. Temperatura aerului va marca o scădere față de intervalul precedent.